Vladimir Putin a luat decizia. Cu tremur total. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Războiul din Ucraina continuă în ciuda eforturilor făcute de Occident și a negocierilor dintre Rusia și Ucraina care au avut loc în ultimele săptămâni. Acum președintele Rusiei, Vladimir Putin, a luat o decizie de ultimă oră. Decizie de ultimă oră luată de președintele Vladimir Putin în plin conflict militar. Anunțul a fost făcut public de Dimitri Rogozin, directorul general al Agenției Spațiale Roscosmos. Potrivit acestuia, viitoarele contracte încheiate cu Agenția Spațială pe care le conduce vor fi doar în ruble. Anunțul făcut de acesta vine la doar câteva ore după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, anunțase că încasările pentru livrările de gaze se vor face doar în moneda rusă, relatează FE. Acum toate contractele noastre cu străinătatea vor fi exclusiv în ruble, a declarat Rogozin televiziunii de stat per voi canal. În ceea ce privește modalitatea plății, directorul general al Roscosmis a mai adăugat că plata se va face conform schemei de plată aplicată companiilor de exploatare a hidrocarburilor. Decizie de ultimă oră luată de Vladimir Putin. Menționăm faptul că încă de miercuri președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că țara pe care o conduce nu va mai accepta plăți în dolari sau euro pentru livrările sale de gaze naturale către UE. Totodată, el a dat și un termen autorităților ruse. Acestea au la dispoziție doar o săptămână să pună la punct un nou sistem de plăți în ruble. În acest sens, Putin a mai adăugat că toți consumatorii străini trebuie să fie pregătiți pentru această modificare, având suficient timp la dispoziție. Solicit guvernului să dea instrucțiunile corespunzătoare către Gazprom pentru a revizui contractele existente. În același timp, toți consumatorii străini trebuie să aibă timp pentru efectuarea operațiunilor necesare, subliniase liderul de la Kremlin.